Vladimir Putin a dat ordinul final. Decizia a intrat deja în vigoare. Președintele rus Vladimir Putin a dat ordinul. Potrivit informațiilor apărute în presă, schimbarea a fost implementată de la 15 iunie și afectează foarte mulți oameni mai precis, compania care gestionează rețeaua de transport de gaze din Franța, Geret Gaz, a informat vineri, 17 iunie, că nu mai primește gaze rusești prin conductă începând din data de 15 iunie. Trebuie menționat că Geret Gaz nu mai primește gaze rusești în contextul întreruperii fluxului fizic între Franța și Germania, potrivit informațiilor transmise de AFP.com. Franța mizează pe Rusia pentru aproximativ 17% din necesarul său de gaze naturale. Trebuie menționat că Franța mizează pe Rusia pentru aproximativ 17% din necesarul său de gaze naturale, care poate ajunge prin gazoducte sau sub formă lichidă, prin intermediul navelor de gaze lichefiate. În cazul acestei țări, marea majoritate a gazelor importate ajung în mod normal prin gazoduct, printr-un singur punct de interconexiune cu Germania, conform sursei menționate. De asemenea, acest flux fizic de gaze între Germania și Franța a fost redus la 60 de gigavați oră pe zi de la începutul anului, adică 10% din capacitatea punctului de interconectare. Totuși, Geret Gaz a explicat că fluxul fizic de gaze între Franța și Germania a fost oprit în ultimele două zile.